Mie să-mi face exact ca în viață. N-ai făcut ca în viață, mi-ai stricat pelicula. 4-2! Welcome to this opening night of our very important new exhibition, a retrospective of the complete, well, virtually complete, films of the master filmmaker Lucien Pintilli, an exhibition that is as welcome as it is overdue in New York. It's overdue because Pintilli is a rather significant and seminal film artist who is hardly known here, and it's a shame because we have all been deprived of the very black wit and the liberating style of a filmmaker who counts among his students the celebrated new generation of Romanian filmmakers, including Corneliu Porumbu and Cristi Pui. I had the chance of catching up with all the films of Pintilli in Cluj last June. Cluj is a terrific film festival in the heart of Transylvania, programmed by Mihai Cherliov, who gathered new prints. We're going to see a new print reenactment tonight. Dă-i mai tare în burtă! Dă-i mai tare în burtă! Așa, acum dă cu genunchi. Păi nu v-am spus că n-am dat. Hai, dă cu genunchi! Hai, mă, odată, mă! Mă, dracu! Puică! Ce faci, mă, puică? Ce-i cu tine, mă, băiatul? Puică, ce-i cu tine, mă, puică? Ce-i cum s-a întâmplat? Puică, cum se poate, And what a revelation it was. Fresh approaches to narrative, wry, dry humor, an almost surreal perspective on reality, which is probably quite accurate. It's constantly compelling and entirely original. Lucien Pintilli. Lucien Pintilli is with us. This is, again, as I say in the brochure, as close as we get to a miracle. And for us at the Romanian Cultural Institute, it's really something that we are extremely happy about and very, very emotional about, of course. He decided that in order to address you at the opening of this retrospective, very important for us retrospective, he will read a text that you can find also in his book, Bric-a-Brac, that we hope to be able also to publish here in the United States. Vă voi vorbi despre un subiect mai rar. I will rather talk about a less frequent topic. Vă voi vorbi despre trac. I will talk about stage fright. Domnul Pintilli a citit un text, în opinia mea, foarte emoționant și foarte puternic despre trac. Aș vrea să mă întreb dacă dumneavoastră aveți trac și ce faceți pentru asta material? Actorii, în general, artiștii au trac. Eu nu. Să știi, Nichi, nu vreau să te jignesc, dar ai lacune grave. De-aia ți-am adus cărțile astea. Eu zic să încep cu atentate care urmau să schimbe lumea. Citește cărțile și aștept un telefon de la tine. Eram câțiva ani buni în urmă, invitat la Londra, nu în condiția sublimă unei burse anemice, ci în condiția atroce a unui tratament oficial. Să obținuse pentru cei trei membri ai delegației de cineași români dreptul de a asista pe un platou de lângă Londra, dirijat de un bătrân și venerabil artist. Marlon Brando îl asculta cu atenție firească. Fața sa nu exprima decât atenție. Nu era nici un pic de loc ca să exprime și bucuria colaborării, șansa nebănuită a întâlnirii cu un venerabil artist. Întâlnirea mea cu Lucian Pintilli pentru mine a fost hotărătoare. Adevărata mea școală de teatru. Eu sunt nenorocit dacă a scris baletul ăsta. Se poate? Se poate. Și omul care a fost la Didina Dubitale este Abatu Beu. Abatu Dubitale? Spițerul? Spițer, că nu-i spițer, e
În sfârșit, toată lumea aștepta liniștită cuvântul următor. Yet again, everyone waited calmly to hear action. Ridică chiar brațul s-o dea, dar pe perplexitatea tuturor îi înțeleg la comandă. Se apropie din nou de Marlon Brando, dându-i din nou indicații, din ce în ce mai abundente, mai multe nuanțe, explicații, gesturi, totul devenea un mic spectacol. Apoi venea acasă, nu o găsea pe Dinina și o găsea servitoarea. Îi trebuia să-i tragă o palmă alea, că se enerva. Și am filmat astea, am tras o palmă, era manga, ca tot de-aia. Am tras o palmă, nu, dă tare, cum să dau tare, mă? Dă tare, săraca, eu și ea, fata, spune și Magda, da-ți domnule Victor, da-ți, am dat tare, fac, am tras vreo 15-20 de duble. N-a fost prea tare, mă rog, dar secvența n-a intrat în film. În balanța primește palmă, Magda, că doamne, acolo a intrat în film. Ascultă, fă parașută ordinară. Tu intri aici ca la tine acasă? După ce te-au făcut poștă golanii din oraș, ai tăbărât și pe iubitul meu? Cu mine vorbești? Dar cu cine, dragă? Ce ești ce să scuti un șuturi până în stradă acum? Ia încearcă. Uite-o, scor! Suzy! Da, domn doctor. Bă, dacă te legi de fata asta, mor de mâna mea, ai înțeles? Și deodată, brusc, am realizat că marele artist avea pur și simplu trac. Că de fapt pe fața mea e controlat, din ce în ce mai descoperit și copilăros, reacția pe care o provocau indicațiile date de Marlon Brando, că el căuta instinctiv confirmarea geniului său, că dădea la 80 de ani, la capătul unei opere care nu putea fi privită decât îngenunchiat, un examen în fața mea. Am ieșit din studio imediat și am început să plâng. Așa cum se plânge cinstit, cu umerii scuturați, cu capul cufundat în perete. I immediately went out of the studio and started to cry, a sincere cry, with shaking shoulders and head buried on the wall. The name of the artist whose sublime, angelic ego I have exposed is Charlie Chaplin. Ce cu nebune este? Mă, nu s-aude? Ce cu ăștia? Cine e azi? Sunt de la conservator, domnule. Au venit cu mine în tren. Schubert. Tu, eu nu întreb de unde sunt, întreb cine e adus? Adică ce facem? Începem iar ca pe vremuri. Intră minerul în șur și tu-l fuți la cap cu... Schubert. Păi da, de Schubert iar, de minerului. De-aia l-am dat noi jos pe Ceaușescu. Dom'le, nu știi cum era? Ne-a durat pe toți pe platou, venea unul bodoc. Astăzi, tovarășu, mai e ca înainte, când artiștii stătea pe gânduri în turnul lor de fildeș. Tovarășu Ceaușescu le-a spus-o personal. Dă-te, dom'le, jos din corcotuș, ce te-ai cocoțat acolo? Te-ai la miner, vezi care-i situația și ridică-le liberul. Este cel mai important lucru pe care l-ați învățat de la domnul Pintilie? Eu am spus la un moment dat, iartă-mă, Mariana, am spus la un moment dat că Pintilie poate să facă și un scaun să joace Julieta. Da. Nu știu dacă un scaun poate să joace Julieta, dar tu poți să joci Julieta. Am și jucat-o. O să fie o petrecere de neuitat. Mickey Mouse. Pușește zâna, Florian o să aibă un costum de bursuc, iar eu o să fiu o Eugenie. Îți stă foarte bine. Știu că a fost regizorul din România care a fost cel mai lovit. Deci, atunci când lovești în opera unui artist, înseamnă că rănești un pic de artist. Tot mai repede, trăsura, vă rog! Puțin mai repede, nu poate repede! Însă, Pintilie merge mai departe și geniul lui nu poate fi în niciun caz lovit. I hope you all find the film as amazing as I do, and as many other people do. So, please, let's start the film. Thank you. Gata! Așa, mâna. Cine se ridice capul, tot drumul la sânge? Capul pe noi, așa, capul pe noi. Așa. De ce-i dat, mă, tot ce-i dat, mă, probe?